Bună seara, pentru că bărbații din Ucraina nu mai pot părăsi țara de când a fost impusă legea marțială. Mai multe ucrainence s-au oferit să vină aici, la Vama din Sighet, să urce la volanul ambulanțelor și să le treacă granița. A fost un gest aplaudat de toți aici, de toți care au fost prezenți aici în Vama din Sighet, și femeile spun că este felul lor de a ajuta în acest moment. Toate locuiesc în continuare în Ucraina, în Ivano-Frankivsk, așa că au trecut granița doar pentru câteva ore și s-au întors acasă. În continuare, ambulanțele vor fi preluate și duse în zonele de conflict ale Ucrainei. Acestea sunt echipate complet și dotate cu medicamente și sunt o donație din partea statului francez. Oamenii vin în continuare aici la Vama din Sighet, dar într-un număr mult mai mic. Aproximativ 1400 de persoane au intrat în România ieri prin acest punct de trecere a frontierei, față de 2000 pe zi, așa cum se întâmpla săptămâna trecută.